Alegerile europarlamentare marcate de o ascensiune a partidelor de extremă dreapta în mai multe țări ce susțin războiul au provocat adevărate cutremure politice, semn că Europa s-a săturat de lupte. În Franța, scrutinul european a dus la dizolvarea Parlamentului. Acolo, Partidul Adunarea Națională a lui Marine Le Pen a câștigat 31-32 din voturi, partidul lui Macron înregistrând pe acest fundal o înfrângere usturătoare cu doar 15%. După lovitura dură, liderul de la Elysée a anunțat dizolvarea Adunării Naționale și a convocat alegeri legislative care vor avea loc în 30 iunie și 7 iulie. Le Pen s-a declarat gata să guverneze, să schimbe țara, punând capăt migrației ilegale și aducând pe primul loc între priorități nivelul de trai al francezilor, transmite Associated Press. Dreapta extremă, în ideologia căreia sunt prezentate naționalismul și tradiționalismul religios hotărât, a întrecut așteptările și în țări în care actualele garnituri guvernamentale au câștigat, inclusiv în România. Astfel, Cătălin Drulă, liderul Uniunii Salvați România, al cărui membru este și deputatul PAS Lilian Carp, și-a dat demisia după ce formațiunea sa a luat împreună cu Dreapta Unită doar 11 din sufragii. Iar premierul de la Bruxelles a demisionat după rezultatele slabe ale Partidului Liberal. Belgia a organizat atât alegeri europene cât și federale și regionale. Printre învinșii acestui scrutin se numără un alt aliat al Ucrainei în război și anume social-democrații cancelarului german Olaf Scholz, întrecuți de creștin-democrații de centru-dreapta și de extremă-dreapta. Alternativa pentru Germania. Cu doar 14% din voturi, SPD a obținut cel mai slab rezultat la un scrutin național din ultimul secol. Scholz se confruntă cu apeluri din partea centrului dreapta de a convoca alegeri anticipate ca în Franța, menționează Associated Press. Sondajele le oferă populiștilor un avans considerabil și în Austria, unde Partidul Libertății a obținut aproape 26% din voturi, și Italia, unde formațiunea Frații Italiei a premierului Giorgia Meloni este creditată cu aproape 29%. Alegerile europarlamentare s-au desfășurat în toate cele 27 de țări din Uniunea Europeană. În total, noul Parlament va avea un număr de 720 de membri, un număr decis înainte de alegeri.